Seara. Bună seara, Calina! Am zis că ți-au trecut emoțiile, nu? Da. Da. Nu, mi-am trecut. Unde ne uităm noi când ajungem în față, fetelor? La cameră. Sus la cameră, da. Să vă vadă ochișorii, toți votanții de acasă, nu de alta, dar aveți nevoie de susținerea lor. Unde mergem astăzi, draga mea? În seara aceasta merg la cununia fostului meu iubit și m-am îmbrăcat în negru ca să stric feng shui-ul. Păi te-ai invitat sau te duci break the wedding? Te-a invitat fostul invitat, iubit, da, la logodnă cununie? M-a invitat. Înseamnă că au rămas prietene, Gino. Măi, eu nu înțeleg pe tineri ăștia. Sunt pe niște mode de-astea moderne. Rămân prietene cu foștii. Ei, hai, nu pot, chiar, îți dai seama că n-am rămas prieteni. Bine, deci n-ați evoluat chiar atât de mult încât să nu mă mai pot înțelege. Nu. Exagerez și eu acum. E okay. Sunt genul de persoană care nu mă supăr sau nu rămân în relații nasoale cu nimeni, în general. Îmi place să... Ia uzi, Doamne, ajută să vorbim despre acest subiect și la încheierea sezonului Bravo Style Celebrities. Să vedem. Gina! Îmi place foarte mult ținuta ei. Mulțumesc. Trenciul îmi place cel mai mult. Mi-a spus și în spate. E un street style perfect, din punctul meu de vedere. Ce nu-mi place mie personal, abia aștept să aflu și dacă este stilistic corect. Ține bun cu personalul ăsta, evident că mie personal... Dacă spui că mie nu-mi place, evident că ție personal nu-ți place, mie personal. Poate mie ea nu-mi și place. Numele Bianca e de lângă ea, că ele-s două. Exact, scritene. Exact. Da. Mie personal nu-i place Ilinca-i. Păi. Măi, Moris, iar mi-o întrerupt pe Gina. Elasticul de la pantalon. Da. Deci nu-ți place elasticul de la pantalon. Da, parcă... taie ceva, dar în rest este impecabil, îmi place foarte mult. Elasticul taie burta, ia să văd unde e elasticul, dragă. Aș fi vrut să vină mai lungi un pic acolo, dar ce să fac? Nu sunt. Pia? Pupii. Pupii de la Bia. Pupii revinoți. Ce-i Bia? Nu înțeleg. Nu-mi place materialul ăla gen prelată. Ai mei au firmă de transport, așa e prelata la camion. La trench te refer? Da, în rest e faină. Cum? E faină prelata. E faină prelata? De aici te văd fain. Ok, mulțumesc. Mersi. Nu înțeleg, fetelor, de ce râdeți, dar o să-mi explicați voi un pic mai încolo. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută, Calina în fața lor. Bună seara, Calina, îmi place ce ai făcut. În seara asta, chiar dacă ai o prelată pe tine, mă gândesc oare ce transportă firma asta de camioane. Bijuterii, ce dracul, că n-am văzut așa. Și bijuterii și orice marfă. N-am văzut camioane cu material ăsta. Intern, extern. Nu știu, seamănă foarte bine. Seamănă, dar nu o fi luxoase prelatele firmei. Eu care nu suport produsele din lac sau care seamănă cu lacul, de data asta pot să spun că acest produs chiar îmi place și l-ai asortat foarte bine. De adevăr, mă deranjează că se vede acolo puțină pielicică, știu, și pe mine mă deranjează, dar... Nici pe tine nu sunt cele mai fericite. Poate că, da, bot rața asta care a nebunit lumea te-a făcut să le pui, dar, în general, ești nișor. Tu m-ați și aici, poate... Asta l-am făcut aseară cu mama, să știi. L-am cusut noi. Ai simțit nevoia de un jaboaș? Cu mama l-am făcut. Aha. Asta. Mama? Da. Catinca? Nu știu dacă Catinca o să mă înjure, te-ai luat jaboul meu. Bravo, să vezi ce o iei pe persoană fizică. Mă sună, ce ai zis de jaboul? O să ți-o iei personal fizic. E bun jaboul, Catinca? Catinca e jaboul. Nu, dar fii atent ce aș fi schimbat singur lucru, pentru că altfel ținuta mi se pare impecabilă și apariția și tot. Ori broșița aici și cataramă la curea, deci okay. Una ori alta, amândouă, eu nu spun niciodată de nimic că e prea mult, pentru că, obviously, pentru mine nimic nu e prea mult, dar nu și una și alta. Ori, aș fi rămas doar cu catarama și jaboul aș fi lăsat pe persoană fizică, așa să umple acolo gâtul. Are superb, splendidă ești, Calina, splendidă. Nu, având în vedere totuși dimensiunea estetică a salău, pe te-o renunțam la jaboul și eu. Aș fi pus jabou într-un alt context, într-o altă combinație. Dar nici nu mă deranjează, pentru că tu ai structurat bine ținuta. Am observat de când ai defilat situația acolo cu elasticul, dar pot să înțeleg de ce nu vine fix în... E destul de greu să găsești o salopetă și o botină care să... Deși, mă rog, există botine care urcă și coboară, ca în poezia turistică. Și eu am vrut să las simplu, doar că mi s-a părut un pic prea
simplu. Mai degrabă pune cercei. Da. Păi am vrut să fac. Mai devreme, în spate m-am schimbat. Adică prima dată am intrat fără și după aia m-am dus și l-am pus. Da. Hai să vedem calificativele. Hola. Mulțumesc, dragul meu. Hola, Mariola. Bravo, ai știri, Calina. Mulțumesc mult. Cătălin. Să zic deja, bucat în gata, seama. Acum mi-a face tare acum. Doamne, ce darnici, jurați, ce ținute, felicitări, fetelor. Vorbește și cu cei de acasă. Mulțumesc mult. Dragii mei, se pare că am avut un început de săptămână foarte bun și sunt foarte fericită pentru această treabă. Mă bucur că îmi scrieți, mă bucur că sunteți lângă mine. Și ce să vă mai zic, votați 1 la 1206. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu.